se dorește să facă managementul pădurii Bolintin, în care vor fi prezentate atât flora și fauna acestui sit, cât și măsurile care trebuie luate pentru conservarea biodiversității și a modului în care se va realiza impactul antropic. Se dorește conștientizarea populației din localitățile din jurul sitului și, bineînțeles, dorința de a se păstra cât mai mult acest sit deosebit de important pentru județul Giurgiu. Este cea mai importantă pădure de stejar din România. Ca principale activități în cadrul programului? Avem activități cu tinerii, cu copiii, în special ca grup țintă, activități educative, cum ar fi, de exemplu, vizita în pădure, realizarea unor figurine din hârtie, papier mașe, conform metodei papier mașe, de altfel o să le vedeți acum aici. Totodată dorim și modul în care pot fi folosite deșeurile de hârtie prin realizarea unor obiecte care pot să reprezinte exemple, dar totodată făcând figurinele animalelor, păsărilor, insectelor care se găsesc în pădure, conștientizează care ar fi flora și fauna. De altfel, avem de realizat expoziții atât la școlile lor cu obiectele realizate de ei, cât și în pădure. Cred că tot așa în spatele direcției, nu? Cosmin? Cosmin? Cum veți profita de acest proiect în ghilimele? Profitul pentru noi este major, în primul rând pentru faptul că ne ușurează activitatea, neavând în organigrama noastră un departament, un birou care să se ocupe special de această activitate. Și în al doilea rând și cel mai important este faptul că vom fructifica experiența câștigată de partenerii noștri, vom încerca să învățăm cât mai multe lucruri din ceea ce au făcut până acum și în colaborare cu dânșii sperăm să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus în momentul în care ne-am angajat să obținem custodia și să promovăm așa cum credem noi că trebuie această zonă deosebit de importantă, nu neapărat pentru noi, fiindcă 90% o reprezintă fondul forestier, cât pentru județul Giurgiu. Avem acolo ca habitat de importanță deosebită pădurile dacice. Mulți cred că vom găsi acolo niște relicve de pe vremea dacilor, dar nu asta este esențial. Esențial e faptul că pădurea în această zonă dăinuie, trăiește, se dezvoltă încă de pe vremea dacilor. Și credem că asta este o valoare pentru județul Giurgiu, care mai este și în alte puncte din țară, dar pentru noi reprezintă unul din lucrurile pe care le considerăm importante. Vânt, nu-mi stă freza. Stai un pic, că nu se treacă. A
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu organizează o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă, de data aceasta adresată persoanelor de etnie romă. Această acțiune se va desfășura în data de 24 mai 2012, începând cu ora 9 la restaurant Rapsodia, în complexul Danubius. Așteptăm toate persoanele interesate să se prezinte la această acțiune. Okay.